Dragii mei, bine v-am regăsit! Astăzi facem împreună cele mai pufoase brioșe cu ciocolată. Se fac foarte ușor, avem aici un aluat foarte dens și cu gust intens de cacao naturală și cu multe, multe, multe picături de ciocolată neagră. Și cam atât de pufoase și de pline de ciocolată vor fi brioșele noastre de astăzi. Avem aici lista ingredientelor pentru 8 brioșe. O găsiți și la descrierea videoclipului și în postarea de pe blog. Folosim așa: 2 ouă, 130 de grame de zahăr, mai puteți suplimenta dacă vă plac brioșele mai dulci, 170 de grame de iaurt cu 3,5% grăsime și scurs de zer, 50 de grame de unt topit și răcit, 200 de grame de făină de patiserie cu 3 nule, 30 de grame de cacao, jumătate de linguriță de sare, 10 grame de praf de copt, un pliculeț de zahăr vanilat, 120 de grame de picături de ciocolată termostabile și cam o linguriță de extract de cafea. Am ales eu, dacă nu aveți sau nu vă place, puteți să folosiți, bineînțeles, extract de vanilie. Despre picăturile de ciocolată am mai vorbit noi aici pe canal, le-am mai folosit și în alte rețete, la fursecuri, la banana bread. Asigurați-vă că folosiți la deserturile coapte în cuptor picături de ciocolată termostabilă, acestea nu se topesc la cuptor și nu curg. Veți găsi în magazine și picături din acestea sau chipsuri de ciocolată pentru creme sau pentru glazuri, acelea sunt concepute să se topească ușor și să curgă. Așadar, citiți pe etichetă să fie ciocolată termostabilă și de preferat ar fi să alegeți o ciocolată neagră pentru că are un gust mult mai intens. Dacă iubiți brioșele, dar din anumite motive nu doriți brioșe cu cacao sau cu ciocolată, avem pe canal și rețeta de brioșe cu iaurt și multe fructe de pădure sau care se pot face cu orice fructe aveți la îndemână. Vă las link la sfârșit către această rețetă ca să o găsiți ușor. Bun, să ne apucăm de treabă pentru că avem niște brioșe delicioase de făcut și dacă vă place cum ies și cât sunt de pufoase, abonați-vă la canal pentru că în fiecare săptămână vă aduc rețete noi. Începem prin a aprinde cuptorul la 180 de grade și pregătim tava pentru brioșe, adică punem hârtiuțe în ea sau o ungem cu unt. Spargem ouăle într-un castron, punem un praf de sare, zahărul și zahărul vanilat și le mixăm cu un mixer de mână până când se spumează și se deschid la culoare și își măresc volumul. Începem să turnăm untul topit și răcit, mixând în continuare ca să-l încorporăm. Punem și iaurtul și mixăm din nou scurt cât să se încorporeze. Extract de cafea sau de vanilie sau orice altă aromă alegeți să folosiți. Omogenizăm din nou compoziția, mixând foarte scurt. Și din acest moment am terminat cu mixerul, nu ne mai atingem de el, continuăm cu un tel de mână sau cu o spatulă. Cernem făina, pudra de cacao și praful de copt. Le cernem direct în bolul în care avem celelalte ingrediente și le încorporăm, amestecând ușor cu un tel de mână. Nu amestecați prea mult, ci doar până când se omogenizează aluatul. Dacă amestecați mai mult, brioșele nu vor mai fi fragede, vom avea un aluat dur și dens. Din cele 120 de grame de picături de ciocolată, am pus în aluat 100 de grame, iar cam 20 de grame le-am păstrat ca să le presărăm deasupra. Încorporăm și picăturile de ciocolată, amestecând doar atât cât este nevoie, ca să fie toate cuprinse în aluat. Am aici o tavă pentru 6 brioșe și, ca de obicei, pentru că nu vreau să-mi schimb tava, suplimentez cu forme de silicon. Ca să am o măsură și să fac brioșele egale, folosesc o cupă de înghețată și mă mai ajut de o linguriță. Umpleți formele pentru brioșe cam pe 3 sferturi, pentru că ele vor crește foarte mult la copt.
Și din experiența mea, pentru că întotdeauna folosesc combinația asta de tavă metalică și forme de silicon, eu una am observat că brioșele cresc mai frumos în tava metalică. În formele de silicon, parcă nu cresc atât de bine și atât de înalte. Nu știu, dacă aveți și voi experiență sau puteți face comparații în sensul ăsta, chiar aș fi curioasă dacă vi s-a părut și vouă la fel și ce fel de forme de brioșe folosiți. Am presărat deasupra chipsurile de ciocolată care au mai rămas și dăm tava la cuptor pentru 30 de minute. Ar trebui să fie coapte după 30 de minute, faceți testul cu scobitoarea, aveți grijă că e posibil să nimeriți într-o bucățică de ciocolată care e încă topită și să vă păcălească. Ciocolata de deasupra este încă moale, nu curge, dar este moale, așa că lăsați-le puțin să se răcorească în tavă și abia după aceea puteți să le scoateți fără să stricați chipsurile de ciocolată de deasupra. Arată minunat, cum vă spuneam, au crescut, parcă sunt niște ciupercuțe. Au crescut foarte frumos, hârtia de copt se desface ușor, mai ales după ce se răcesc. Sunt foarte pufoase, sunt minunate la micul dejun, la gustare sau de luat la pachet. Eu cred că o să vă placă foarte mult rețeta aceasta și abia aștept să aflu și părerile voastre în comentarii. Cam atât sunt de pufoase. Dragii mei, vă aștept cu drag data viitoare la o nouă rețetă. Nu uitați să vă abonați la canal. Numai bine!